Hei, salut și bine ați venit la Coloana de Direcție, primul proiect auto full responsive și singura emisiune auto care se filmează cu soare, dar la minus 4 grade. Eu sunt Pic. Eu sunt Poc. Da, nu fac Poc, da. Nu face Poc și astăzi avem pentru voi o electrică, o mașină de colecție, o mașină de flote și o mașină de agățat. Începem cu electrica. Este vorba de o Honda E, sau cum s-ar spune, Honda E. Honda E. Honda E. Așa exact, se numește. Nu asta. Nu asta, asta e tot Honda, dar e, nu e Honda E. E Honda CR-V EHEV, dar asta EHEV. În episodul următor. Honda E este cea mai frumoasă mașină de oraș electrică, în opinia mea, și este mașina mea electrică preferată. Dar numai în opinia lui, pentru că știm și foarte mulți prieteni care nu le place, culmea, acest design foarte simpatic, cum a zis Luci, de ursuleț panda. Cum să nu-ți placă o mașină care are botul la fel cu spatele? Vă decideți voi dacă vă place sau nu, după care vom avea aici, la Coloana de Direcție, o mașină de colecție. A, ce rimă ai făcut, da. Am fost la Țiriac Collection să filmez unul dintre cele mai colecționabile modele Porsche vreodată. La momentul apariției sale la finalul anilor 80, modelul 959 a fost cel mai avansat tehnologic model și cel mai rapid model, punct. Adică era cea mai tare din parcare, practic. Porsche 959. Urmează. La Porsche trecem direct la o mașină ideală pentru flote, o mașină ideală pentru firme. O mașină ideală pentru români, pentru că este foarte iubită. Și pentru... Și o mașină ideală de familie, dar într-un stil foarte clasic, da? Deci nu în haine de SUV, nu în haine de monovolum, nu în haine de break, ci în haine de sedan. Ați ghicit, este vorba despre Skoda Octavia cu motor pe benzină și cutie manuală. Și cu ce încheiem? Încheiem cu o mașină, nu o să spun că e de agățat, dar e o mașină care cu siguranță este foarte, foarte dezirabilă. Pentru că este un BMW și pentru că este un BMW aproape coupé, sau derivat dintr-un coupé, dar de fapt e un fel de sedan, dar o să vedeți mai pe larg. Și este și hatchback și coupé în același timp. Și n-are rame la geamuri și e diesel și e o șaurma cu de toate. Adică este mașina pe care probabil o veți cumpăra dumneavoastră peste 5 sau 10 ani, adusă din Germania. Noul BMW seria 4 Gran Coupé, cu grila sa controversată. Da, frumoasă în configurația de testată de noi astăzi. Pentru că cei de la BMW știu să configureze mașini. Exact. Ia, acum te distrezi, ai viraje, te distrezi. Nu are oglinzi! Una, două, unde e a treia spiță? Există numai puțin de 6 display-uri. Știi cum se numește în China? Ling Chao Cheng Chung Chung. Doamnelor și domnilor, prima cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Uite, până și elicopterele au venit să ne vadă. Tradiționala umbrelă. E o perie. Ce faci, Luci? Uite, am venit aici în pădurea australiană să testăm un urs panda. E adus o buburuză, exact. E un urs panda, un stormtrooper, cum vrei să-i spui. Da, este exact. Buburuză i-aș fi spus, dacă vrei puteți să-i spune și stormtrooper. E mașina... E foarte agresivă, o să vă speriați foarte tare de imperiul din care vine acest stormtrooper. Este mașina electrică preferată a mea. Este Honda E, dar Honda E este doar numele modelului, pentru că numele întreg al mașinii este Honda E. Cineva a băut foarte mult sake. Și la Mazda, Mazda 6 e Mazda 6. Să vă uitați în talon cine are Mazda, nu CX-3 sau CX-5, cine are Mazda 2, 3, 5 sau 6, scrie Mazda, Mazda 5, Mazda, Mazda 6. Bine, hai să povestim un pic despre mașina asta. E clar că e diferită și probabil că primul lucru care șochează este chiar modul în care arată. Da. Honda a făcut această mașină din plăcere. Nu cred că au... A fost un concept în 2017, dacă nu mă înșel, Urban EV. De fapt, au fost două. Sport Urban EV și Urban EV. EV. Iar acesta este acel Urban EV materializat în producția de serie.
Prețul este de 26.000 de euro cu tot cu rabla. Ceea ce veste bună, pentru că atunci când a debutat pe piață era mult mai scump. Da, era vreo 30.000 cu tot cu rabla. Nu este o mașinuță electrică ieftină, dar este o mașinuță electrică incredibilă. Nu are cea mai mare autonomie, doar 200 de kilometri și asta vara. Și se încarcă în mai puțin de o oră dacă o duci la o stație de încărcare rapidă, să zicem. Din modul care arată, putem spune că unul din principalii concurenți ar putea fi Mini Cooper SE, dar având în vedere segmentul de 4 metri, segmentul B, mașina are puțin sub 4 metri, cam 3,9 metri, concurează și cu Renault Zoe sau Peugeot E208 sau Opel Corsa E sau ce mai fi. Da, și mai este un rival. Dacia Spring. Dacia Spring. Exact, doar că, na, costă cât 3 Dacia Spring. De ce costă cât 3 Dacia Spring? Pentru că este un model absolut genial din punct de vedere tehnologic. Să vă spun de ce. Are o rază de bracaj de 4,3 metri, practic o poți întoarce pe o bandă și jumătate, cu totul. Vine cu faruri full LED în standard și dacă le aprind, ele fac un dans frumos. Motorul este în spate, tracțiunea este pe puntea spate, are 154 de cai putere, prinde 100 de km pe oră în mai puțin de 8 secunde, este chiar foarte rapidă. Și dacă vreți să vedeți cum se încarcă... Totul este electric. Totul este electric. Nu are oglinzi! Nu are oglinzi, vine doar cu sistem... Eu aș spune, nu are oglinzi electrice, are oglinzi electronice. Oglinzi electronice, camere de luat vedere la o rezoluție foarte bună, iar în interior, o să vedeți, există numai puțin de 6 display-uri. Deci este incredibilă mașinuța. Vine cu jante de aliaj aerodinamice, în standard plafon negru și o poți avea în diferite culori, precum verde minge de tenis sau albastru cer închis. Așa le zic eu. Este evident că este mașina preferată electrică a lui Lucid, din moment ce numai el va vorbi despre ea. O să vă spun foarte pe scurt, doar că nu are rame la uși. Clanțele sunt încastrate în uși. Ca să ajungă ele, trebuie să apese Lucid pe un buton. Și dacă prind, vedem și că nu există rame. Și aici avem un semn pentru Near Field Communication. Ce face exact? Pe unele piețe poți descuia și intra în mașină, ba chiar și porni, folosind telefonul mobil. Evident, și la Tesla se poate face acest lucru, dar și cei de la Honda au ales această soluție. Și acesta este spatele mașinii. Da, Luci promite că a întors mașina cu spatele, dar sunteți așa de convinși că arată la fel. Hai să spun de ce e cu spatele, pentru că asta e. Voiam să pornesc stopurile. Pentru că a venit parbrizul prea în față. A venit parbrizul prea în față, da. Există un motiv din acesta simplist, o dungă neagră cu două blocuri optice circulare, atât în față cât și în spate. În rest, mașina este foarte simplă în spate și mai avem portbagajul, care are un volum, într-adevăr, minuscul, de doar 150 de litri, deoarece motorul se află aici, motor și ceea ce se poate numi transmisie la această mașină. 150 de litri nu pare așa mult, dar partea bună este că poți rabata și bancheta, așa cum o poți face la orice mașină normală. Doar că nu este o banchetă rabatabilă fracționat, ci este o banchetă rabatabilă dintr-un tot. Cred că este singurul portbagaj în care tu n-ai putea să dormi. Am dormit. Eu am locuit 24 de ore în mașina asta, am făcut un experiment. Ce am locuit 24 de ore în Honda E. La subsol. Da. Hai să și conducem, că e clar că ești foarte mândru. O să o conduci tu, logic, și să-mi spui și mie mai multe despre ea. Uite, până și elicopterele au venit să ne vadă. Uite, noi suntem pe o bandă acum, da? Și eu dacă vreau să întorc... Hai să nu întoarcem totuși pe contrasens, să întoarcem așa, că e parcare. Uite cât de ușor întorci cu această mașină. Fabulos! Poți să întorci în jurul unui om. Da, e ceva specific mașinilor care au tracțiune spate și nu au planetare în față, dar totuși aceasta fiind și o mașină de la sub 4 metri, chiar că... Și hai să vedem. Deci nu avem oglinzi și îți ia ceva timp să te obișnuiești cu ecranele, nu foarte mult, dar uite ce rezoluție bună au și tu le poți regla precum niște oglinzi normale, doar că nu trebuie să le reglezi din moment ce le-ai pus cum vrei. Indiferent cine se urcă la volan, va avea aceeași vedere.
și te obișnuiești foarte repede cu asta. Avem oglindă tradițională sau oglindă cu display și mai avem două display-uri. Știi ce poți să faci pe acest display? De exemplu, să joci Tetris. Nu, să te joci absolut ce vrei tu, pentru că ai o priză de 220 și o priză HDMI și poți să-ți conectezi laptopul sau PlayStation-ul și să te joci pe PlayStation în mașină. Poți să-ți conectezi automatul de cafea, poți chiar să alimentezi casa, dacă vrei, de la această mașină care are o priză și are multe USB-uri, HDMI, 220, priză de 12V, practic le ai pe toate în această... Poți să dau drumul și la căldură? Nu, pentru că ne trebuie autonomia. Dar lasă că ai scaunele încălzite, eu am și volan încălzit. Și aici ai, evident, instrumentarul de bord tradițional cu toate informațiile. Tradițional digital. Tradițional digital, da. Adică ai fix informațiile de care ai nevoie. Mașina are o grămadă de sisteme de asistență, frânează singură, se conduce singură dacă vrei, bine, tempomat adaptiv cu lane centering. A primit, pentru cât de mică este, 4 stele la testele Euro NCAP și fii atent ce mai poți să faci. Dacă dai pe acest buton, poți să schimbi ecranele între ele, ceea ce mi se pare absolut fabulos. Sobă are? Nu are sobă. Volanul este mic și subțirel, ai padele pentru regenerare, deci poți să mergi normal și să faci un oarecare tip de coasting sau din padele poți să regenerezi. Ai 4 trepte de regenerare. Mai mult, dacă apeși pe acest buton, care este One Pedal Driving, mașina, mașina va începe singură. Până la 0, nu? Până la 0. Și chiar dacă nu ai One Pedal activat, ai Brake Hold. Și în momentul în care frânezi, ai și Auto Hold, cum ai la o mașină tradițională. Acest lemn este, de fapt, un material reciclat. Toată mașina e fabricată din materiale reciclate. Probabil și din acest motiv este atât de scumpă, se parchează singură, ai buton de volum aici, arată ca o combină, nu știu cum să-i spun, ca un pick-up. Sincer, nu arată deloc ieftin, nu arată deloc ca o mașină obișnuită din segmentul B, chiar arată prețios așa. Da. Și îmi place că au combinat niște culori calde, așa, ok, ca o combină sau ca un living, dacă vrei. Da, lounge. Lounge, exact. Deci ai pe de o parte acest lemn, dar și centurile, văd că sunt tot maro, tot într-o culoare similară cu asta. Ai combinația asta de negru cu gri, cu cosături maro, foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Fără discuție, mașina arată aproape la fel de scump pe cât costă. Da. Dar, sau, mă rog, pe cât ar costa dacă n-ar avea pachetul de baterii. Dacă ar fi o mașină convențională cu motor spate, cred că ar fi de asemenea reușită, știi? Și tot ar ieși, tot ar fi una premium. Și se conduce foarte ușor în oraș. Este super, super manevrabilă. Și nu mai vorbim de faptul că este foarte rapidă. Uite, de exemplu, am trecut-o pe sport, dar nu ți-ai dat seama, da? Și acum să vedeți reacția colegului nostru operator din spate. E chiar rapidă. Pleci primul de la semafor, te bagi, dacă vrei să schimbi o bandă, pac, te-ai băgat, pac, te-ai băgat, nu ai nicio treabă. Și totul faci din padele, din regenerare. Și hai să te învăț cum se merge cel mai economic cu această mașină. Dezactivezi One Pedal Mode. Așa, încălzire. Încălzit. Mergi cât de mult vrei cu ea, o duci la viteză constantă, selectezi tempomatul. În momentul în care vrei să încetinești, dezactivezi tempomatul, mașina face coasting, sau coasting, dar regenerează puțin, e chiar full coasting, cum e la alte mașini. Și în momentul în care vrei să oprești, apeși pe One Pedal și frânezi. Și astfel ai reușit să mergi foarte mult timp în coasting, practic nu ai consumat cât timp ai mers, iar când ai nevoie de regenerare, apeși One Pedal Mode și mașina se oprește. Deci, practic, manualul lui Honda e, ar trebui să includă și un capitol dedicat stilului Lucii, cum să mergi cel mai economic cu ea. Acum că am ajuns aici, ce consum ai scos cu ea? Uite-l. 17,8 iarna. Nu e rău. Nu este rău deloc. Adică sunt unii oameni care nu scot 17,8 vara. E... Tocmai s-a făcut 17,9. Pentru că mașina încă mai consumă curent pentru camere, pentru ecrane, pentru faruri, pentru camera de luat vederi din spate. Deci un adevărat gadget pe roți. Exact. Este un produs super, super dezirabil. Și eu spun și... poate să mă critique cine vrea, pentru 26.000 de euro cu Rabla,
mașina merită aproape toți bani. E și scalată perfect pe dimensiunile tale. Dacă ar fi existat în România și versiunea mai slabă de 136 de cai putere, cu autonomie marginal mai mare, care nu ar fi avut atâtea dotări, dar tot ar fi avut multe, și ar fi pus-o la 19.999 de euro cu rabla, ar fi fost best buy. Nu plecați, pentru că aici, la coloana de direcție, după publicitate, vom vedea Porsche 959, cea mai rapidă mașină din lume la finalul anilor 80, atunci când ea a fost prezentată. Culmea, doar un singur an a fost cea mai rapidă, pentru că după aceea a apărut Ferrari F40. Acum stau să mă gândesc care e mai colecționabil. Probabil Ferrari F40, care e... Tu știi ce, în ce serie a fost făcut Porsche 959? Câte exemplare au fost? Nu mai țin minte, dar am zis în clip. Am zis în clip. Da, e interesant. Una dintre cele mai colecționabile mașini din lume, una dintre cele mai colecționabile Porsche-uri și una dintre cele mai colecționabile mașini din anii 80 și aproape la fel de colecționabil ca Ferrari F40 și mai spune tu. Mai spun eu, da. Și da, după publicitate. După publicitate și Skoda Octavia, o mașină îndrăgită de români care probabil se va vinde mult și bine de acum încolo. Planul Porsche era să înlocuiască 911 cu 928, doar că cei care cumpărau mașinile, clienții, încă mai cumpărau 911. Așa că trebuiau să aducă un înlocuitor. Inginerul Helmut Bott de la Porsche dorea să accelereze dezvoltarea unui nou 911 prin intermediul curselor. Dorea să creeze un 911 suprem pe care să-l testeze, să-l dezvolte prin intermediul competițiilor. În anii 80, la modă era grupa B. Multă lume crede că grupa B era doar de raliuri. Nu, grupa B era și de circuit și de raliuri. Iar Porsche a dorit să intre în grupa B cu acest model. Sau, mă rog, cu un model pe care l-au numit ei Grup B și pe care l-au prezentat într-un concept la începutul anilor 80. Ulterior, au început să-l dezvolte, dezvoltarea a durat prea mult și mașina nu a mai apucat să concureze în grupa B, atât la raliuri cât și pe circuit, pentru că grupa B a fost încheiată, din cauza că au fost multe accidente și câțiva piloți și-au pierdut viața. Așa că 959, sau conceptul Grup B, a devenit 959, un model de stradă. La vremea respectivă, cea mai rapidă mașină din lume. Una dintre puținele modele de performanță cu tracțiune integrală și una care era plină de tehnologie. Există mașini moderne care nu au atât tehnologie cât are 959 și gândiți-vă că producția a început în 1986. Voi ce mașină conduceați în 1986? Ce trebuie să știți despre Porsche 959? Primul detaliu ar fi că nu au fost asamblate la Zuffenhausen, în fabrica Porsche. Erau construite la caroserie Bauer și toată construcția era inspectată de către inginerii Porsche. Până și tapiseria din piele tot la Bauer era construită. Dar în 1992 și 1993, la ceva timp după ce producția lui 959 a fost încheiată, au mai fost fabricate câteva exemplare folosind piese ce au rămas de rezervă. Mai exact 8 bucăți. Acele au fost construite la
la Zuffenhausen. Acelea aveau și alt tip de suspensie, la care vom reveni, și acelea sunt cele mai scumpe la ora actuală. Ce mă mai jucam eu cu 959 în FS Porsche? Ce amintiri! Bun, producția a început în 1986. Abia în 1987 au ajuns primele exemplare la clienți. Acest exemplar este unul 1988 și a fost cumpărat de către legendarul tenismen Boris Becker la doar 19 ani. Mașina în sine costa la vremea respectivă 225.000 de dolari, adică un preț enorm, și cu toate acestea prețul mașinii era doar jumătate din cât îi costa pe cei de la Porsche să o fabrice. Vă vine să credeți așa ceva? Mașina era vândută în pierdere doar ca să o vândă. Și acum hai să trecem la motor, pentru că la Porsche, fie că vorbim de acesta sau acesta, motorul se află în spate. În esență, 959 era construit pe o arhitectură mult modificată a lui 911-964 și avea un motor boxer, evident, 6 cilindri, boxer, 2 axe cu came, 4 supape pe cilindru. Și voi știți că există modele Porsche, precum există unul pe aici, răcite cu aer, precum 911 generațiile vechi, ci există modele Porsche boxer răcite cu apă, mai noi. 959 cum era răcit? Pam pam, era răcit și cu aer și cu apă. Blocul era răcit cu apă, chiulasa era răcită cu aer. Cu apă, pardon. Avea două turbine, era supraalimentată, avea două turbine. Ca și cifre de accelerație, mașina prindea 100 de km pe oră în 3,7 secunde și o viteză maximă de 317 km pe oră. Versiunile 911S aveau turbine mai mari și dezvoltau 515 cai putere și se duceau până în 339 de km pe oră. Și mai exista o opțiune pe care nu multă lume, de care nu multă lume știa. Puteai să te duci la Porsche și să îi rogi frumos: mai vreau și eu mai multă putere. Și îți creștea puterea la modelele Comfort și Sport de la 450 la 530 de cai putere. Și astfel puteai să mergi cu 336 de km pe oră. Nu știu dacă am zis, dar mașina avea o capacitate cilindrică, motorul avea o capacitate cilindrică de 2849. E motor de 2.8, dacă vă vine să credeți, și avea atâta putere. Motor de 2.8, injecție Motronic 2.1 de la Bosch și biele de titan. Și cum schimbi vitezele la Porsche 959? Simplu, pentru că mașina are o transmisie manuală. Doar că treptele nu sunt unde te-ai aștepta. Aici este a 5, aici este a 4-a. Da? Aici este a 3, aici este a 2 și aici este a 1. Și unde ar trebui să fie a 1 este de fapt treapta pentru mers în off-road. Da, mașina avea o treaptă similar cum are Dacia Duster, treapta 1 pe modelele 4x4 diesel, una foarte scurtă pentru a merge pe teren accidentat. Pentru că mașina în sine era construită ca o mașină de raliu. Întâmplător, aceasta este cred că prima mașină de stradă de serie ce avea o transmisie manuală cu 6 trepte. A mai existat o mașină manuală cu 6 trepte mai demult, Alfa Romeo 33 Stradale, dar aceea nu era de serie. Doamnelor și domnilor, prima cutie de viteze manuală cu 6 trepte, iar Porsche a construit și prima cutie de viteze manuală cu 7 trepte pe 911-991. Portbagajul, că nu era capotă, avea acces la 3 elemente interesante. 1. Seria de șasiu, care era ștanțată, nu era un abțibil cum este în ziua de astăzi. 2. Avea acces la trusa medicală, care venea cu 1000 și una de bandaje, nu știu la ce îi ajuta. 3. Avea acces la un abțibil prin care îți spunea că dacă pui mașina pe elevator și nu o pui un pic mai în față, există posibilitatea ca din cauza motorului greu care se afla în spate, mașina să cadă pe spate. Acest abțibil este ascuns sub mocheta din portbagaj. Probabil că
S-a întâmplat cândva în procesul de dezvoltare ca cineva să pună un prototip de 959 pe un elevator și el să, puc, cadă. Un ultim lucru pe care îl găsești, dar pe capotă de data aceasta, atunci când este deschisă, este o placă metalică cu opțiunile mașinii. Acum și Ferrari face acest lucru, și Porsche mai face acest lucru, tot la fel. Poți să vezi ce opțiuni s-au configurat pe mașină atunci când a fost cumpărată. Acesta a fost Porsche 959, cea mai rapidă mașină la vremea respectivă. N-a durat mult, pentru că după aceea a venit Ferrari F40, care l-a depășit ca și performanțe și a fost ultima mașină semnată de către Enzo Ferrari înainte să moară. Care-i treaba cu Skoda Octavia? La sfârșitul anilor 90, Volkswagen a cumpărat Skoda. Puteau să cumpere Dacia, dar noi n-aveam autostrăzi. Iar prima generație Octavia a fost prima mașină construită de Volkswagen sub brandul Skoda. Și a fost un succes. Un succes atât de mare, încât în cei peste 20 de ani de carieră s-au vândut peste 5 milioane de exemplare. Multe dintre ele aflându-se pe drumurile din România. Toate generațiile Octavia au fost construite pe platforma Golfului actual la vremea respectivă. Iar noua Skoda Octavia a primit platforma MQB Evo a lui Golf 8. Dacă privești o Octavia din față, s-ar putea să nu faci diferența între ea și Scala. Scala este modelul compact, hatchback al celor de la Skoda, evident. Deci, grila este de dimensiuni normale, nu este nimic exagerat la noua Octavia. Aici avem farurile Basic LED sau Eco LED, cum vreți să le spuneți, bandă de zi cu LED, fază lungă, fază scurtă LED, semnalizări cu halogen. Aici avem jante de 16 inci, poți să-ți iei până la 19 inci dacă îți alegi versiunea RS. Suspensie McPherson pe față, evident, de ce am menționat acest lucru? Pentru că vom trece la spate unde sunt mai multe detalii. Avem această linie care mai maschează un pic din masivitatea mașinii, oglinda este poziționată între stâlpul A și ușă. Hai să facem și testul de sunet. Și dacă ne uităm în ușă, avem, stai să o scoatem, tradiționala umbrelă. E o perie. Unde e umbrela? Interesant. De obicei era umbrela aici. Bun. Pe Octavia poți să-ți configurezi haion acționabil electric, evident. Mașina asta nu l-are. Poți să ai și sistem din acela, să deschizi portbagajul dansând cazacioc. Ridici portbagajul și observi că aici are loc toată casa ta. Știți care e dezavantajul în a avea o Skoda Octavia și a fi scund? Eu n-ajung. N-ajung la ea. Trebuie să mă ridic și trag așa de aia în jos și e destul de grea. Adică trebuie să tragi tare. Așa că mai bine îți configurezi haionul acționabil electric, dacă ai bani. Skoda Octavia are una dintre cele mai variate game de motorizări pe care le poți găsi pe o mașină compactă, pentru că poți să-ți iei benzină, 1 litru benzină, 1.5 benzină, 2.0, două versiuni plug-in hybrid și trei versiuni diesel. Noi avem aici unul dintre cele mai echilibrate motoare pe care poți să-l iei pe această mașină, adică 1.5 TSI, 150 de cai putere, cu sistem de dezactivare al cilindrilor. Dacă vrei să-ți iei versiunea asta cu cutia automată, DSG cu 7 trepte, primești un motor mild hybrid. Bun, hai să continuăm cu interiorul și ce avem? Materiale moi în partea superioară, materiale moi, materiale moi, materiale moi și aici, dar când ajungi la torpedou,
scratchy plastic. Aici, scratchy, scratchy. Pe fețele de uși, materiale bune. Uitați-vă la designul manetei. Uite ce design interesant are și cum se continuă așa cu aceste ornamente. Între pe Ambition primești aceste scaune. Tipice grupului vag, adică cu șezutul un pic prea lung pentru persoanele cu picioare scurte. Deși șezutul este destul de confortabil, spre surprinderea mea, spătarul, deși oferă susținere laterală, să zicem, suficientă, este un pic springy, așa, nu e foarte moale și e puțin springy, seamănă cu cele de la Suzuki din acest punct de vedere. Evident, poți să-ți mai cumperi și alte tipuri de scaune pe Octavia, dar acestea sunt scaunele standard. Reglabile, evident, manual, pe înălțime, adică îți găsești poziția destul de ușor. Hai să vorbim despre volanul ăsta, care este noul volan Skoda. Și avem una, două, unde e a treia spiță. Deși pare că ar avea trei spițe, de fapt nu are, are două spițe. Mie îmi place foarte mult volanul cu două spițe, sau îmi plac volanele cu două spițe la mașini. Dacă vrei trei spițe, mai plătești 100 de euro în plus, 101 euro, atâta e opțiunea pentru volanul sport cu trei spițe. Acum câțiva ani, când venea mașina cu volanul cu trei spițe, nu era sport, dar acum, ca să ai o spiță în plus, plătești 100 de euro. Și mai plătești încă vreo 80 de euro dacă îl vrei încălzit. Hai să vă mai arăt un lucru interesant. Dacă plătești în plus, nu foarte mult, ai un pachet sau dotare care se numește conectivitate USB-C. Și îți aduce un USB-C în plafon pentru o eventuală cameră de bord pe care mașina asta o are, ca să nu mai stai cu cabluri pe aici, să le bagi prin mașină, prin bord și așa mai departe. Și uite, așa poți avea o cameră de bord elegantă cu o priză USB-C foarte frumos aici. E simply clever. Bun. Hai să vedem cum se conduce Skoda Octavia 1.5 TSI. Îți dai seama din primele secunde că mașina este făcută să fie confortabilă. Mergi pe modul eco și îți cere a 4-a la 60, îți cere a 5-a la 63. La 1500 de rotații pe minut ai 63 de km pe oră. Este silențioasă, este confortabilă, pe denivelări se comportă bine, amortizează bine. În ceea ce privește vizibilitatea, hai să vedem. Bună în față, oglinzile puteau fi mai mari, în spate e decentă. Putea fi un picuț mai bună, un picuț putea fi mai bună, dar per total nu prea am ce să-i reproșez. În schimb, nu prea mă împac cu spătarul scaunului, nu știu. E făcut așa, springy, stai un pic. E ca și cum ai avea un suport lombar accentuat, doar că nu e chiar așa. Na, probabil că e pentru niște persoane mai corpolente scaunul. E interesantă calibrată mașina, e interesantă. Și ea urcă, suntem într-a treia. Vrei să-i dai, ea urcă, nu-ți trebuie mai multă putere. Urcă, vitezometrul crește, viteza crește, dar nu-ți oferă senzația aia că bam, te-ai dus, cum era la 2.0 TDI-uri de exemplu, îi dai blană, turbolag, se ducea, pe aia se plafona, schimbai treapta, iar se ducea și așa mai departe. Cam așa este Skoda Octavia la condus, cel puțin cu motorul ăsta. Se conduce cu mult diferit față de Leon și nu mă așteptam la acest lucru, adică se vede diferențierea aceasta dintre branduri la partea de șasiu. Scala era setată un pic mai dinamic, mai agresiv, un pic mai sprintenă. E și ampatamentul mai mic, e și mai scurtă. E interesant, nu mă așteptam. Dar asta nu înseamnă că se conduce rău Octavia, pur și simplu e altfel setată. Și, sincer, nu am mai întâlnit o mașină din clasa asta sau clasa medie în ultima perioadă care să se conducă așa. Am văzut o mașină colecționabilă, am văzut o mașină necolecționabilă, dar foarte îndrăgită de români și încheiem cu o marcă preferată de români, cu un model care este un cupe în patru uși fără rame la geamuri, derivate dintr-un cupe în două uși, care e derivat dintr-un sedan cu patru uși. Deci, și care este și hatchback, și diesel, și automată, și integrală, și cu faruri laser. Rămâneți în continuare pentru BMW seria 4. Thank you.
Ceva dulci. Vrei să mă agăți? Da, m-a dus o mașină frumoasă. De când căutam una? Da, uite că ai găsit-o. Este într-o culoare care se numește Brooklyn Grey. Pentru că New Yorkul este gri și din cauza asta. Dar arată bine, să știi. Arată cine a bine? Configurat mașina asta a ales foarte bine, pentru că a luat și night package-ul care mai anulează puțin din forma rinichilor. Știu că sunt controversați, dar aparent a intrat direct în subiect. Este vorba de un BMW seria 4, Grand Coupe de data asta. Și este mașina care se identifică cel mai bine prin ceea ce a spus și Luci până acum, această grilă. Această grilă care este controversată, pe care unii o acceptă, alții n-o plac, dar cu care ajungi să te obișnuiești în timp. Mai ales în situația asta, astfel configurată, cum ai spus tu, arată mult mai bine. Și mai e o chestie cu mașina asta, este o mașină care exemplifică, scuze, foarte bine modul în care BMW și-a diversificat enorm de mult gama. De fapt, nu doar BMW, ci Mercedes și Audi, care față de acum 30 de ani, când toți aveau câte 5 modele probabil în gamă, acum probabil că au, nu știu, 30, 40, 50, dacă numeri toate versiunile de caroserie. Adică, este practic versiunea cu 4 uși, dar de fapt cu 5 uși, a unei mașini cu 2 uși, care e versiunea cupe a unei mașini cu 4 uși, adică respectiv da. Este versiunea cu 5 uși a seriei 4, care este cupeul serie 3. Și seria 3 sedan în 4 uși, care este versiunea sedan a break-ului seria 3. Exact, exact. Adică există o grămadă de exact. Variațiuni pe aceeași temă, dar aparent totul merge, pentru că BMW a redevenit lider în ceea ce privește vânzările de modele premium în anul 2021, fiind singura mașină din top 3 care a avut o creștere și nu o creștere mică, una de 10%, așa că aparent merge. Mașina nu doar că are sigla BMW, evident, alb-albastru, o iubire alb-albastră, știi, așa, care vine de la stagul Bavariei, nu vine de la elicia de avion, dar are și faruri cu elemente albastre, ceea ce înseamnă că avem... Tot alb-albastre, practic. Tot alb-albastre, da. Pentru că aici avem faruri bavareze. Matrix LED și fază lungă cu laser. Știi care? Laserul ăsta e tot o variațiune a LED-ului, dar se numesc laser pentru că pe fază lungă au făcut laser. Le recunoști după aceste elemente albastre și mașina este echipată cu pachetul M-Sport. Și am observat că acum mai toate BMW-urile se vând cu pachet M-Sport. Care costă 3.000 și vreo 200 de euro în plus. Și încă 2.700 de euro în plus pentru pachetul M-Sport Pro, care vine cu un diferențial și alte mici bijuterii. Dar cum ți se pare că arată ea așa cu pachet M-Sport, cu grilă neagră, shadow line? Știi cum e? A apărut deja de ceva timp, am obișnuit cu ea. Acum, mai ales în configurația asta, în culoarea asta, mie mi se pare că arată foarte bine. De fapt, oricum atrage privire, lumea se uită la ea. E greu să ignore o mașină care are proporțiile potrivite, știi? Are totuși capota lungă, este suficient de joasă, spatele ajunge mai așa acolo, este foarte plonjat. E o mașină atrăgătoare, fără discuție. Ce mai avem noi aici? Pe lângă jantele cu sigla M, mai avem sistemul de frânare M Sport, care este opțional și oferă discuri mai mari pe față. Le recunoști după etrierele albastre sau, în acest caz, roșii. Hai să spun o chestie interesantă, Dan. Există în gama BMW, există gama normală, gama M Sport, gama M Performance și gama M adevărată, da? Ei, M-Sporturile au două sigle, una pe fiecare parte laterală, M-Performance-urile au trei, una, două, una pe spate, și M-urile adevărate au una, două, una în bot și una în spate, deci patru. Iar numără chestii la mașini, bravo, bravo. Iar număr chestii. Deci câte M-uri? Două are. Să M-uri frumoase. Hai să-ți spun de ce aceste mânere diferă față de cele de pe seria 3 și de pe seria 4 coupe, cred, dar nu sunt sigur. Aș putea să-i stric surpriza să vă zic eu acum, pentru că mi-a zis și mai devreme, hai, te las pe tine. Pentru că această mașină are și o versiune electrică numită i4 și atunci mașina trebuie să fie cât mai aerodinamică. Bun, ce mai avem la pachetul M-Sport? Praguri M. Mașina este atât de nouă încât upgrade-urile acelea au rămas acolo, să nu se zgârie. Ce am uitat să spunem este că avem versiunea 420 de, probabil cea mai vândută în Europa și la noi în România, și tracțiunea integrală X-Drive, pe care foarte mulți clienți o aleg în ziua de astăzi. Pachetul M-Sport mai aduce și un pseudodifuzor, guri de evacuare reale, Doamne ajută că sunt reale, și acest eleron, care cred că vine din pachetul M-Sport Pro. Uite, vezi, mă bucur de direcția asta cu de multiplicare asistată.
variabilă. Opțională. O să știi că pe modelul ăsta am văzut că e standard. E standard? Da. Uite, dacă nu vrei bord de piele și dacă nu vrei bordul standard de plastic, ai un bord din ceea ce se numește sensatic, adică o spumă din aceasta ceva mai moale și o recunoști după cusături. Care costă și ea 300 și ceva de euro? Normal. Costă, da. Mai avem și sistemul de infotainment iDrive 7 aici cu BMW Live Cockpit Professional, cu ecranele mari, frumoase. Dar uite, un lucru interesant, au pus turometrul invers. Și na, unii fani nu sunt de acord cu acest lucru. Noi care am tot condus BMW-uri noi, ne-am obișnuit, dar e un detaliu interesant că n-au mai pus ceasurile. Aveau ceasurile BMW rotunde, frumoase, dar știu pe ce poți avea. E simetrie. E simetrie. Da. Ia dă-i un pic aici. Ce vrei să... Da, pentru... sară un pic spatele. Pentru că avem diferențialul M-Sport, avem frânele M-Sport. Pe orice motorizare poți alege aceste opțiuni. Asta e un lucru interesant, pentru că nu trebuie să te duci la versiune de motorizare superioare dacă vrei să ai un tren de rulare setat bine, știi? Practic, oricum, 190 de cai putere sunt mai mult decât suficienți pentru o mașină de genul ăsta, chiar dacă nu este cel mai ușor seria 4 făcut vreodată, are 1835 de kg la gol. Chiar o mașină grea. Da. Ia, acum te distrezi, te distrezi, ai viraje, te distrezi. Bă, până la urmă, poate nu e ideea rea să iei și un diesel, știi? Pentru că nu știi cât timp o să-l mai iei. Nu știu cât de mult va mai putea fi cumpărat un diesel chiar și la BMW. Mai ții minte mania... Nu vreau să spun că dieselul o să devină neapărat colecționabil, dar încă mai ai o șansă de a avea o mașină și cu un caracter dinamic, dar și foarte economic. Chiar dacă din exterior motorul se aude a fi diesel, din interior exact. Nu prea se aude. Nu ai o problemă cu asta, știi? Nu ronță e la interior. Așa că... Dacă îmi dai mie o pungă de chipsuri, să vezi ce ți-o ronță eu la interior. Exact, exact. Te pun și un filmuleț cu tine aici pe bord. Și ne uităm. Am rezolvat. Exact. Dar nu, BMW știe să facă modele de lux și știe să le facă și manevrabile. Și încheiem cu asta. Nu degeaba au fost numărul 1 mondial pe mașini premium în 2021, în creștere cu 9%, în timp ce principalii săi doi rivali, știm noi care, au fost în scădere. În ciuda acelei grile. Tu ai spus. Cam atât pentru emisiunea de astăzi. Nu uitați să ne vedem și săptămâna viitoare, tot la ora 12, tot la Prima TV. Și nu uitați în fiecare zi a săptămânii, de la ora 9:30, la Focus la Prima Oră, cu analiza noastră sau, dacă vreți, discuția noastră pe marginea unei știri de interes din domeniul auto din acea zi. Săptămâna viitoare, Honda CR-V Full Hybrid și alte trei materiale din domeniul auto. Nu uitați, nu contează cât de lung sau cât de greu este drumul, importantă este direcția și să nu mai filmezi la minus 4 grade. Conduceți cu grijă și la revedere! Acest program poate fi